Dăruite aceștia, frații noștri prezenți și pomeniți la această sfântă taină, și câte ca niște oameni purtători de trup și de țuitori în lumea alunecat și au greșit cu fapta, cu cuvântul, cu gândul, cu știință sau cu neștiință, în timpul nopții și în timpul zilei, sau sub blestem și afurisenii de la arhiereuri, de la preot au căzut, sau pe sine s-au blestemat, sau cu jurământ, pe numele lui Dumnezeu s-au jurat și l-au călcat, sau din mânia cea fără socoteală pe vreunul din creștini, au afurisit sau au blestemat sau nebunești și au vorbit, ori au osândit sau au clevetit sau vorbe spurcate au vorbit, ori au pismuit, ori au mințit sau au ținut minte răul, ori cu mânie s-au pornit, ori s-au mândrit, ori au vicălit sau caut, au luat, ori s-au trândăvit, ori în deșert s-au mărit în iubire de argint, au căzut, ori s-au îmbătat și au vărsat sau la fermecătoare și vrăjitoare și la răscândătoare și la alții asemenea acestor au alergat, sau peste măsură au mâncat, sau cu nesat au fost și a doua au mâncat, sau desfrânare sau predesfrânare sau sodomie sau în alchii pe care au făcut păcatul desfrânării, ori au bătut, ori au bătămat, ori au lovit, ori pe cineva au scuipat, ori au răpit, ori au furat, sau fără milă și cu scumpete au îngreuiat pe cineva, sau pe sărașii n-au miluit și nu le-au făcut bine după puterea lor, sau în gând au culit, sau de lucruri necuvincioase și-au adus aminte, ori au părât, sau strâmbătate au făcut, sau pe fratele lor l-au scârbit, sau l-au urât, ori l-au amărât, ori la rugăciune și la cântare stând, mintea lor s-a bătut la alte viclenii și deșertăciuni de mești. Ori ca niște robi de ce li s-au făcut sau ce nu se care au vorbit, ori pe ascuns au mâncat sau ceva necurat au mâncat, ori cu semeție au grăit sau nebunești au râs, sau frumusețe străină au văzut și cu dânsa și-au rănit inima, ori vorbe deșarte și netrebnice au grăit, sau de păcatele fraților lor au râs și au osândit, iar ale lor păcate și nelegiri nu le-au socotit, sau de rugăciune nu s-au îngrijit, sau poruncile duhovnicilor lor n-au păzit, ori s-au lenevit, ori nebăgători de seamă au fost la cele ce aveau de făcut, ori răbdare n-au avut sau cu îndrăznire, socotindu-se a fi înțelepți de șertăciune au grăit, ori au clevetit sau altceva rău au făcut. Pentru toate acestea și altele asemenea acestora, știute și neștiute, câte ca niște oameni au greșit, robii tăi aceștia, frații noștri, iubitori de oameni, Doamne, miluiește-i și le iartă-lor toate. Așa să pune Doamne Dumnezeu nostru, ascultă-ne pe noi care ne rugăm bunătății tale pentru robii tăi aceștia, frații noștri, și iartă ca unul care nu ții minte răul toate greșelile și fără de legile pe care, ca niște oameni, le-au făcut sau le-au gândit, că ei singuri, nevrednici și păcătoși, mărturisesc înaintea împărăției tale, ca acestea și mai mari decât acestea. Și pentru mina ta, ascultă-ne pe noi, slujitorii tăi, și izbăvește-i pe din și de chinul cel veșnic, fă-i moștenitor veșnic celor tale bunătăți, împreună cu toți care din veac au bine plăcut ție și învrednicește pe dâns și Doamne, fără osânda se împărtăși cu înfricoșătoarele și nemuritoarele tale taine, pentru că Tu ai zis, Stăpână, oricâte veți lega pe pământ vor fi legate și în ceruri, și oricâte veți dezlega pe pământ vor fi dezlegate și în ceruri, că Tu singur ești fără de păcat și ai putere ierta păcatele și ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.